fața propriilor suporte, chiar dacă i-au supărat la ultimele două jocuri de deplasare. Sigur, și vremea de afară, nu știu cât o să permită să avem susținători, dar cei care vor veni, sper să fie mulțumiți la final. Este obligatoriu să reușim. Este obligatoriu să reușim. Avem datoria toți cei care formăm în acest moment Gaz Metano, ca și club de fotbal, să dăm tot ce avem mai bun cele două etape, să acumulăm puncte, ca să facem ca această iarnă să nu fie foarte friguroasă. Pentru că până în acest moment, nu pot să spun că este friguroasă, dar nu este nici călduroasă. La ce vă așteptați de la partida de mâine? O echipă care joacă... Da, întâlnim o echipă care, sigur, joacă cu multă dezinvoltură, o echipă tânără, cu jucători valoroși, cu mare potențial. Am antrenat un antrenor cu preocupare, care a demonstrat că noi la echipă a schimbat fața echipei. Asta nu înseamnă că antrenorul dinainte, pe care o cunosc foarte bine, știu că munca grea el a făcut-o. Deci e clar că lucrul nu mai este echipa de la începutul campionatului. Vom întâlni un adversar dificil, o echipă care joacă fără nicio mare presiune, dezvoltă, care nu se baricadează în apărare, care joacă deschis. Deci mai mult ca sigur că problemele vor fi la noi. Dacă noi vom reuși să impunem prin valoare, prin știu experiență, pentru că este clar, întâlnim o echipă tânără, fără experiență, fără, știu eu, multe jocuri la nivelul Ligii a doua, nu știu tot tine. Și am spus, dacă noi vom reuși să ne impunem ceea ce cred eu că putem, e posibil ca la final să fim mulțumiți.